Aventura fulgului de nea. A fost odată, într-o iarnă fermecată, un mic fulg de nea numit Zâmbăreț. El era diferit de ceilalți fulgi, având un zâmbet vesel pe față și un spirit jucăuș. Zâmbăreț nu se mulțumea doar să cadă lin pe pământ, ci își dorea să trăiască aventuri. Într-o zi, în timp ce cădea din nori alături de prietenii săi, Zâmbăreț a fost purtat de vânt într-o călătorie magică. A aterizat într-o pădure fermecată, unde animalele pădurii l-au primit cu bucurie. Ursulețul l-a invitat să alunece pe dealurile acoperite de zăpadă. Iepurașul l-a învățat să facă bulgări de zăpadă, iar veverițele l-au înconjurat cu veselie. Pe parcursul zilelor petrecute în pădure, Zâmbăreț a învățat că fiecare fulg de nea este unic și special în felul său. Cu fiecare aventură, micul fulg a crescut și a devenit un simbol al bucuriei și al prieteniei în acea pădure fermecată. Și așa, Zâmbăreț a continuat să călătorească prin iarnă, aducând un zâmbet pe fețele copiilor și fermecând lumea cu frumusețea sa. Iar în fiecare an, când fulgii de nea își îmbracă hainele albe, micuțul fulg de nea, Zâmbăreț, reîncepe să danseze în vânt, aducând bucurie și veselie acolo unde ajunge.